Bună ziua! Trebuie să vă anunț că domnul primar nu poate ajunge la ședința de astăzi și ați fost convocați în ședința ordinară a Consiliului Local conform dispoziției numărul 60 din 20.05.2022. Am primit pentru toate proiectele de hotărâri rapoartele de avizare de la comisii care sunt favorabile. Sunt însoțite de referate de aprobare și rapoarte de specialitate. În urmare, proiectul de ordine de zi poate fi supus aprobării, nu avem nimic suplimentar. Dăm citire proiectului de ordine de zi. Vă rog, doamna președinte. Bună ziua! Ordinea de zi cuprinde următoarele proiecte. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției la finanțarea costurilor anuale de întreținere a persoanelor cu handicap pentru anul 2022, inițiator primar Costră Șordache. Proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Comunei Măgura la veniturile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în zona metropolitană Bacău pentru anul 2022, inițiator primar Costră Șordache. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind avizare pus pentru construire locuință de serviciu D+P+2E și împrejmuire teren și branșare racordare la utilități. Satea Mare, Comuna Măgura, județul Bacău, beneficiar SC Filmir Prod SRL, inițiator primar Costă Șordache. Proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind demolarea construcțiilor C1, atelier școală și C3, VC, CF60264, din curtea școală gimnazială Emil Brăiescu, situată în satul Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, inițiator primar Costră Șordache. Proiect numărul 5, proiect de hotărâre privind demolarea școlii generale Sohodol din sat Sohodol, Comuna Măgura, județul Bacău, inițiator primar Costră Șordache. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Da, și avem votul domnului Chitic, transmis, și doamnei Vasile, care l-ați ziua de la ședința. Deci 14 pentru, s-a aprobat la numărul 10. Simpatizele. Deci, domnul Ciorcele este lipsă, da, deocamdată. Poate ajunge. Trecem la primul proiect. Discuții? Aprobarea contribuției pentru persoanele cu handicap instituționalizate. Nu? Îl punem la vot? Da. Proiectul numărul 2. Este cotizația la zona metropolitană. Mai în scurt, ați văzut un leu pe locuitor. Da, 5.600 conform indicii de la statistică. Întrebări? Da, mai ales că avem un proiect depus de PNRR. Și încă unul. Și încă unul. Sunt două. Da. Hai, trenul. Face parte, da. Zona metropolitană nu are cine coridor. E perfect. Cine la vot? Da. Da. Bineînțeles. Cine este pentru? Deci de acord să lăsăm mai la urmă buzul ca să ajungă domnul de la Trecem la proiectul numărul 4. Demolarea construcțiilor. Demolarea construcțiilor, primul proiect atelier și C3-ul. VC. Am primit avizul, ați văzut? Putem începe treaba exact. De demolare. Când începem treaba? Asta e întrebarea. După ce aprobăm hotărârea de demolare. Mă aprobăm. Cine este pentru? Incompatibilități. Nu, eu cel puțin nu văd, pentru că tot ce înseamnă patrimoniul Consiliului Local, el îl administrează și îl dă după aceea spre folosință școlii. Da, spre folosință școlii și nu cred că aici este... Proiectul numărul 5, care este demolarea școlii de la Sohodol, care știți că s-a aprobat. Da. Cine este pentru? Și-a rămas proiectul numărul 3. Așteptăm un pic pe... Solicităm o pauză, poți să-mi presupă. Da, și ne întoarcem la, așa cum a fost cu acordul dumneavoastră,
rămas la sfârșit proiectul de hotărâre privind avizare PUS pentru construire locuință de serviciu, demisol, parter plus 2 etaje și împrejmuire teren, branșare, racordare la utilități, beneficiar SC firmit Pro SRL. Ați văzut materialele, avem în sală pe domnul Fifiric, reprezentantul beneficiarului PUS-ului. Dacă sunt discuții sau vreți ceva prezentat în plus față de materiale. Doamna Mircea. Da. Pot să încep? Având în vedere că în zonă nu sunt locuințe pe plus 2, este un pic impropriu să aprobăm această... Este un pic așa ocolit să aprobăm acest curs, pentru că ia fața celorlalte, lumina celorlalte clădiri. Cum v-ați gândit dumneavoastră să faceți clădire, construcția? La ce distanță față de drum? Pot să spun? Da, da, vă rugăm, de-aia v-am întrebat. Vreau să noi venim acolo pe terenul respectiv, vreau să-l parcelăm. Eu și fratele meu vrem să-l construim câte o locuință, cum a zis unii familiară. Am zis ce să facem pe plus 2, tocmai pentru că este, aveau baza la un pic mai mică și ar putea să fie mai mic. Deci, practic, astfel, gradul de opacitate să fie mai redus, cum a zis dumneavoastră. Faptul că terenul are suprafață destul de mare, având o formă pătrățoasă, da, putem încadra sau amplasa astfel construcțiile să nu creeze probleme vecinilor și să se încadreze și în locuințele din zonă. În zonă mai aflându-se, nu pe plus 2, dar pe plus 1 plus mansardă. Una înainte de dumneavoastră. Da, deci, asta și următoarea este pe plus 1, da? Da. Deci la încadrate decât în zonă, având în vedere că dorim să le facem astfel încât să nu creeze probleme vecinilor, nu cred că ar fi o problemă, pentru că astfel în baza lor va fi mai mică, înălțimea va fi cu adevărat mai mare, dar nu va crea probleme, că având în vedere că au suprafață atât de mare. Cred că putem amplasa astfel încât să nu fie direct în fața unui vecin. La ce distanță de drum le aveți proiectate, gândite să facem? Ele nu sunt încă proiectate. În schimb, de câte am citit, ar trebui să fie 8 metri de la axul drumului. Mie, da, conform mie. Și el o să fie, și cum el o să fie, cum a zis foarte bine, pe plus 2, dar nu o să aibă suprafața de la suprafața amprenta la sol, nu va avea aceeași... etajul 1, etajul 2 și etajul 3 vor fi în formă de piramide, vor fi mai reduse spre sus. Astfel încât amprenta la sol poate fi mai mare, dar etajul 1 va fi mai redus, etajul 2 și mai redus. Amprenta la sol, da, ia-ți lasă. Asta rândă... Asta nu contează. Dar ce nu ține voastră de cum vor fi? Nu cred că vor ajunge la 15 metri, dacă sunt 4 niveluri pe care nu demisole și parcă va fi încropat parțial în nivelul sol, trebuie să fie în pat pentru a se aduce la nivel. Ar fi, practic, 3 nivele peste nivelul solului, 3 nivele cu 3 metri, în jur de 9 metri, 9 metri jumătate. 10 metri. 10 metri. Fără acoperiș sau sub acoperiș? Fără acoperiș, pentru acoperișul va fi gen DEF, gen 2, pădere imoteanță. Da, fără. Asta la e în fază de, discuții, în fața unui proiect. Proiectul nu l-am întocmit, tocmai pentru că nu aveam cât ca să putem să facem. Proiectul mai ieșit de modificări. Dumneavoastră vă gândiți la aceste locuințe familiale de societate comercială făcute? Trebuie să mă zic cumpărat pe societate. După obținerea acuzului, vom parcela în parcele. Una va fi pe persoană fizică eu, una va fi pe persoană fizică fratele meu, restul va rămâne pe firmă. Știți ce mă întreb, pentru că e un teren destul de mare și trebuie să știm exact cum stau lucrurile, că puteți să ne prezint peste o lună, două, cinci, cu dumneavoastră trebuie să construiți în zonă 5 locuri. Nu. Știți ce vă spun? Da. Pentru că strada respectivă și zona nu este pentru așa ceva. Nici drumul, nici multe chestii de cultură. Nu este această intenție. Noi nu suntem filmul nici dezvoltatori imobiliari. Nu avem această intenție nici acum, nici în viitor. Vrem să construim două case unifamiliare. Eu am doi copii și am zis fiecare copil să aibă etajul lui. De-aia sunt trei nivele. Sunt alte loturi pe care le obțineți prin parcelare? Da. Vor rămâne pe firmă, tocmai că am trebuit să fac conform criteriilor de urbanism, trebuie să împart în 4 parcele, aș împărți acum doar în 2. Am împărțit în 4 parcele, pentru că se schimbă lumea de 20 metri maxim. Celelalte două parcele care vor rămâne, vor rămâne pe firmă, dar e plus spațiu de curții și grădini. Vă cunoaște ce spune doamna secretară? Pugul nostru actual. Pugul nostru. Nu e permis construcția clădirii respective. E
Încercam, vă spuneam, PUG-ul este prevăzut cu P plus M, P plus 1, depinde de zone. Nu, înălțimea maximă. Iar 11 metri. 11 metri. Deci, înălțimea muncarea. Mai că este mai mult în nivel. În loc de două nivele, vor fi trei nivele. Poate că este un nivel în bine, plus. Bine, nu considerați parterul un nivel că se derutați. Da. Deci da. E parter plus. Așa se vede un nivel. Este nivelul sol, este trei nivele. Un nivel peste... Un nivel peste, exact. Dar înălțimea muncarea în cei 10 metri. Neavând acum aici. Asta o spuneți dumneavoastră acum. Da. În momentul când dați dumneavoastră primiți un pus pentru demisol, parter și două etaje, da. Să știți că puteți să ajungeți și 15 metri la fază de proiect tehnic. Da, și, atunci noi nu mai putem face nimic. Odată ce noi dăm acordul pentru tipul ăsta de clădire, da. Demisol, parter, plus două etaje, dacă dumneavoastră împreună cu proiectant, familia hotărâți că bun, eu tehnic s-au aprobat demisol, parter și două etaje, după aia va ieși acoperiș sau vă puteți duce la un 15 metri și atunci clar se schimbă datele probleme. Una e când ați prezentat dumneavoastră 9 metri și una e când vor fi 15. Eu vin sincer la dumneavoastră și vă spun ca să vedem ce facem. Da, eu am înțeles. Noi am înțeles. Noi vă spun că noi am mai avut o problemă similară la acum vreo 2 ani de zile în zona de Calvar, în care oamenii din zonă au fost foarte revoltați că urmau să construiască niște clădiri foarte înalte și P plus 2 și s-a văzut în curțile lor. Și atunci noi trebuie să ascultăm și de oameni, normal, din oamenii din comună și să le încercăm să nu le creăm un disconfort. Acesta e și scopul sincer și interesul meu, pentru că eu vreau să locuiesc acolo și pe clădirile construiesc pentru uz propriu, eu și familia. Și atunci vreau să trăiesc foarte bine și cu vecinii, să nu creez niciun disconfort, nicio problemă. V-am zis ceea ce vreau să construiesc, sincer, asta da, se va construi. Nu o să construiesc mai înalt decât P plus 2, nivelul fiind de aproximativ 3 metri, estimativ va fi în jur de 10 metri, nu cred că o să ajung la 15. Astfel încât oricum ultimul nivel va fi în formă de piramidă, deci spre vârf se va reduce... Blocuri grecești cum sunt ele. Exact, se va reduce spre vârf, deci practic ultimul etaj nu va fi un impact care să creeze o opacitate prea mare. Bună ziua! Bună ziua! Deci, să știți că toată lumea aici este bucuroasă să avem cât mai mulți viitor Bucureni, pentru că cât sunt mai mulți, cât bugetul comunului crește și este ceva bun pentru comun. Dumneavoastră a spus că aveți P plus 1 plus M. Hai să spunem un 2,5, să spunem, pe etaj, sunt 7 metri jumate. Da. Da. Și chiar ce 3 metri. Să spun un pic. Asta e înălțimea maximă, deci P plus 1 plus 7 metri jumate. P plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. P plus 2 este P plus 2. Da. P plus 2. Adică noi nu putem, adică cel puțin noi de acum astăzi, dacă am votat pozitiv acest proiect, nu mai putem face nimic pe viitor. Noi putem vota însă cu stabilirea, pe noi de fapt, stabilirea nivelul de înălțime, adică să nu depășească mai mult de câți metri. Deci suntem de acord cu așa, dar înălțimea maximă, indiferent cât e, puteți să faceți și la 2. Exact. Da? Case de pitici. Case de pitici, deci pe noi ne deranjează înălțimea clădirilor, nu câte etaje sunt. Dacă domnul secretar a spus că acum este 11 metri, nu va cum mai mare 11 metri, cât este momentan curent, acum deja aprobat. Nu, acolo nu sunt 11 metri. 11 metri sunt în metal bat. Acolo nu cred în zonă că sunt 11 metri. Acolo sunt 7 metri. S-a spus limita maximă prevăzută în PUG. Nu știu, chiar toate înălțimile cu toate zonele. Deci, v-am zis sincer, estimez 3 niveli, dar nu știi, 3 metri, 9 metri, plus demisolul vine și el un fi ridicat, 10 metri trebuie să fie fără probleme. Da, de la urmă. Era bine să fie avut, de exemplu, acest proiect să fie votat împreună cu proiectul, adică ca să știm, votăm în conștiință de... Dacă nu mă lăsați un pic, vreau să-i explic, că să fac confuzii și nu să înțeleg materialele. Deci este avizarea, nu e aprobarea proiectului. Avizul este intenția, se prezintă ce urmează să facă, da, în buz, se fac informări ale publicului, v-am scris acolo că este raport, a fost raport de informare, a fost public. Ulterior se ajunge la, se obțin toate avizele
se vine final. Se vine la final de aprobare PUZ, unde acolo este proiectul efectiv depus. Deci nu suntem în faza finală acum. Dacă nu corespunde ce a spus dumneavoastră, atunci am viza finală, poate nu aveți. Corect. Exact cum v-am explicat la domnul... Da. V-am explicat la domnul Pușcașu greșeala. Da? Că nu s-au trecut etapele. Deci noi suntem în prima etapă. Da, 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 corect. Nu suntem la cealaltă. Ce nu sunt aviz de principiu din partea Consiliului Local. De principiu care nu exista. De fapt, era aprobare, că era avizul final de la Consiliul Județean. Domnul nu are avizul final de la Consiliul Județean. Corect. Nici avizii de la alți avizatori. Nici avizile de la alți. Acolo vedem. Dar ce are? E aviz consultativ de la Consiliul Județean? Da, e de oportunitate. De oportunitate, da. Primul. Se face proiectul, îți duce acolo. Se face proiectul efectiv, cursul efectiv se face după faza asta. După prima, adică dumnealui a făcut informarea publicului, a demarat un anunț cam ce intenționează. Urmează să obțină avizii, se duce cu PUZ în Consiliul Județean, la Comisia Tehnică și acolo îi stabilește criteriile tehnice dacă îi dă avizul final sau nu. Despre asta vorbim. Deci nu suntem la faza de aprobare. Bine, dumneavoastră puteți stabili că îi dați, îi avizați PUZ-ul într-un anume fel. Da. Domnul Niță. Da. Ce a spus doamna secretară, tocmai asta vreau să... Dar îți lămurit. Eu nu știu, omul își manifestă intenția de a construi o clădire. E la început, nu văd un impediment în chestia asta. O să fac un proiect, toate clădirile se construiesc în baza unui proiect. Proiectul nu poate să depășească limitele impuse de PUG, nici pe construcții. Noi nu suntem specialiști în construcții, în primul rând. Ne dăm noi cu părerea dacă e sau nu e ok. Și asta zic, că totuși omul la început de drum, să-l ajutăm, că avem nevoie de noi cetățeni. Domnul consilier, ca să ne dăm seama de înălțimea și dimensiunea clădirii, că suntem orientat la blocul de la Despiața. IP plus 2 metri, nu? Da. Cam așa o să avem clădirea domnului fără acoperiș. Dacă mai pune și acoperișul... Vă zic că face ca la bloc. Acoperișul. Da. Etajele superioare, practic, din ce în ce mai. Ok, ne putem orienta, ne uităm la clădirea și vedem exact cât e de înaltă și cam cum ar arăta clădirea din noastră. E un bloc. E un bloc. E ca un joc de 10 metri. Ca să ne orientăm așa la... Amprenta la sol, se mișcă... Știu, 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 am înțeles. La nivelul 1 și nivelul 2, mai am minte de amprenta. Deci, coeficientul de înzurire are cotul și cotul. Deci va fi un bloc mai mic, nu va fi un parament intern, va fi din ce în ce mai mic. Doar suprafață terasă, fără ca să fie vir care se vrea să face acolo. Exact, fiind doar terasă. Avem o întrebare. Mai trebuie să ținem cont, acum, știți, toată lumea plânge de că nu este apă și este foarte adevărat. Vreau să vă spun că există un domn care a făcut 70 de case, nu știu, nu 70, dar vreo, cum îi cheamă, domnul ăla care a făcut buștie acolo. Eu n-aș da autorizație de construcție nimănui până nu-și face rezervă. Vă dați seama că noi avem sosele, două forajele care erau pentru așa și... Vorbim de dezvoltator acolo. Poftiți? Vorbim de dezvoltator acolo. Nu contează. Domnul lui tot vine, adică trebuie să nu vorbesc... Utilitățile în zonă se adică, vede asigurat. Deci, că la un moment dat o să plângă celor din etajele superioare că n-au presiuni la... Adică de asta trebuie să găsim noi o soluție în care că viitorii dezvoltatori sau viitorii nu știu care să vină și să facă ceva pentru... Adică să nu mai târziu o rezervă mare de apă sau nu știu care... Domn viceprimar. Eu locuiesc în Crihan, da? Și apă e la 65 de metri adâncime. Da, pot și mai bine în Crihan. La mine, la 65, au vecine, pot fora. Și la dumnealui, cu siguranță, e la fel. Acum, noi nu putem să... Poate și mai bine, cred că și mai bine. Da, bun. Noi nu cred că putem condiționa, domnule, noi nu îți dăm utilități. Adică, doar că îl anunțăm că va fi greu de extinderea rețelei de apă, mai mult ca sigur, cred că e o cheltuială la dumneavoastră, dacă... Nu, e puțin probabil să...
mai ales că există un proiect în lucru pentru extinderea rețelei de apă și cu stații noi din magazinare și nici de cum nu a fost luat în calcul și zona respectivă. Deci era locuit. Dacă mă lăsați să termin, vă spun și ce propun eu. Adică viitorii care dezvoltatori să vină cu la limită proprietății cu stații de ridicare a presiunii, care nu putem noi face pentru fiecare care vine să facă. Problema. Adică pentru că nu dezvoltator. Nu dezvoltator, nu știu. Dacă ni trebuie să facă 7 locuri acolo, nu. Mai mult ca sigur, eu cred că în prima fază, clar, să nu spune problema, că trebuie să vă demarați procedurile. E bine că doamna secretar ne-a explicat corect în stadiul în care ne aflăm. Și cu siguranță, da, vis favorabil. Pe viitor, important e, dumneavoastră, în fața noastră ați venit și ați prezentat un proiect. Sperăm din tot sufletul să rămână aceleași state ale problemei care le-am discutat astăzi. O să mai vine la etapa 2. Va fi etapa finală în care... Atunci va fi hotărător. Da. N-ați depășit. Cu ceea ce am venit și m-am povestit, asta ar fi și în etapa finală. Am zis. Colegi, v-aș propune ca să dăm avizul la autorizație. Pentru că tot la noi o să vină la autorizație. A, atunci vine la aprobare pus. Vine la aprobare pus. Să facă treaba. Noi apoi ne-am zis. Mă rog, ne-am spus că rămâne. Trebuie să punem întrebări. Să ne edificăm și sunt. Deci, sincer, chiar vreau să fii toată lumea mulțumit. M-am zis, chiar sincer, vreau să fii toți vecinii și toți locuitorii. Mă vreau mulțumit. Și aș face ceva să vă spun că acum e posibil dumneavoastră să aveți o poziție. A avut dreptate și vicele primar când a spus, după ce îți termin casa și vezi că te încurce în utilități și nu poți să tragi apa la vecio, să schimbă poziția mea. Doamne, doamne, ce mai bine, ce faci cum ai zis, cum îmi zice domnul viceprimar, că vreau să cunosc stații de... Păi să ajungem și acolo, sau poate până acolo, se implementează proiectul nostru pe Poim și toți vom beneficia de apă. Mulțumesc, doamna. Este vreo șansă să vă mutați și să iei primărie în ură? Se duce bine. Primăria a zis, se duce bine. Nu, nu, nu. Nu, e la de bine. Ați fost bine. Mai știu până la urmă. Deci, să-ți faci în forma prezentată? Da. Cine este pentru? O precizare. Vreau să colaborăm. Chiar asta vreau să fac. Sincer, vreau să fiu un bun locuitor a comunității. Am înțeles. Ambalaje din plastic, în general, poliestere și are ingrediente alimentare, pudră de cacao. Am priceput. Nu ne face de cacao. Mulțumesc tare. Mulțumesc tare. O precizare, chiar după ce s-a votat, vreau și în timpul înainte de a se vota, dar la articolul 2, și totdeauna eu am introdus asta și am avut grijă pentru dumneavoastră și pentru noi, dar am spus clar că e asigurarea căilor de acces sau utilități și echipamentelor beneficiarilor, da? Adică ți-asum. Iar mai nou, în toate autorizațiile, toate certificatele pe care eu le semnez și autorizații, sunt clar cu respectarea HCL numărul în care s-a aprobat PUZ-ul. Puzul. Deci nu se poate să faci altceva. Și după ce o să închidă camera, o să mai zic ceva. Trecem la discuții. Discuții. Domnul Talal m-a zis. Și vreau să fac o informare, atât dumneavoastră cât și celor care o să ne privească, dacă... Legată de apă. Noi avem două foraje care produc sau extragem niște apă acolo care în timpul, mai ales în perioada când vine
vară și nu știu care, nu ajung pentru necesarul comunității, pentru că nu avem înmagazinare. Deci, este musai să facem un coraj și un magazin. Propun, știți foarte bine că s-a scos licitația cu crapul, cu apa, cu așa, și o să dureze. Eu, nu s-a prezentat nimeni și nu știu care. Și problema apei va persista, să sperăm că va persista mult timp. E aceleași valori. Ca să venim în cazul în care această licitație nu vine nimeni sau nu știu care, noi totuși trebuie să dăm apă. Ca să, eu propun să aici, și putem să venim cu idei, de la 1 iunie, de exemplu, până la nu știu ce, este interzis udatul. Adică și merge nu știu care. Când vezi cu cineva udă, deci apa este pentru, în primul rând, este ieftină. Nu putem să facem o raționalizare? Nu putem și vă spun de ce. Pentru că nu avem, domnul Brânză, știi... Nu e conferit de rețeaua în așa fel? Nu. Pentru că nu pot să închid, nu știu, mai, nu este construită așa cum ar trebui, de exemplu, pot să închid de aici, astăzi dau la cușpic, mâine nu, dau... Nu, e raționalizare pe ore. Nu știu, între 12 și 4. Păi ca să faci raționalizare, trebuie să ai o spație de magazinare. Trebuie să ai și să faci poziția. Adică de acolo că să dai. Noi nu avem această... Pentru că... Mă scuzați, dar să-mi termin ideea. Avem... Ajung acasă de la serviciu la ora 5, nu pot să fac un duș. Mă trezesc dimineața, nu mă pot spăla pe dinți. Adică măcar să știu un program, că nu de-aia mă trezesc, vin mai degrabă la serviciu. Nu știu, mă trezesc la 5, dar îmi schimb programul, i-am dus pe aia la vară, băi, eu n-am vară, vin mai târziu. Măcar să fac un program, ca în orele în care lumea nu prea stă acasă, nu știu, între ora 11 și ora 15, să nu fie apă și să avem apă în seara când venim. Hai să termin o... Deci nu se poate face... pe ore, așa, pentru că nu avem magazinare, da? Ca să fie clar. Deci nu... Mai sunt niște bani unde putem să închidem într-un loc, unde să trimitem în alt loc. Mai este dealul, rezervorul din dealul mare. Deci sunt oamenii care au rezervoarele și la un moment dat ei în timpul nopții umblă rezervoarele și asta ne ajută foarte mult. Dar problema numărul 1 trebuie să facem în magazinare, da? Și un foraj. Am făcut, este făcut referat, e făcut nu știu, domnul primar a vorbit, deci este, dar mai durează. Dar până atunci, eu vorbesc, până să se facă, să luăm niște măsuri ca să ajungă apă la toată lumea, pentru că, vedeți, iarna nu avem probleme. N-avem, nu prea avem probleme. În ultima perioadă s-au întâmplat niște probleme, pentru că cei de la Ion au avut probleme. Pompele noastre sunt trefazate și iar ei nu ne-au dat electricitate de la stația din Grăiești, ne-au dat de la Moinești sau de la Unești. Și o fază era sub parametrii care trebuia să asigure și atunci pompele și siguranțele săreau. S-a mai întâmplat și cu crapul când au umplut rezerva și nu știu care și au trebuit să... Imposibil. Că ați vorbit de faze. Când aveți o problemă tehnică, nu? Că ați ținut de cei din la energie. Faceți o informare. Sunt probleme cu alimentarea cu energie electrică a pompelor de apă și o zi, două, nu o să fie apă. Sau vor fi probleme pentru că măcar oamenii măcar să fie informați, că să-și ia niște măsuri. Nu bine planificată muncea. Păi nu, au căzut tensiunea. Dom'le, avem o problemă, dar asta e chestia de un minut să anunț. Când știi că se ivește o problemă de genul ăsta? Pentru că eu la... Domnul vice, eu până nu am răbufnit și am început să scriu pe grupul primăriei în ziua respectivă când n-aveam apă, l-am sunat și pe domnul primar, l-am sunat și pe dumneavoastră, știți că ne-am certat la telefon. Și am scris și pe grupul nostru de WhatsApp, apoi m-a sunat domnul primar și mi s-a explicat că, de fapt, din vreo două zile vă luptați cu energia electrică care nu vine din la Ion. Păi, dar spuneți, trebuia să ne spuneți și nouă de acum două zile. Deci nu ne luptam cu energia electrică, n-avea de unde să știi, deci, în primul rând, noi n-avem serviciu de apa și canal, da? Ca să fie clar.
N-avem, avem, un, avem o firmă care vine la, din mentenanță, care vine... Domnul Vicen, vă rog să mă lăsați să vorbesc și pe aia, da? Când nu există curent, da? Deci sunt două faze și eu n-am de unde să știu că faza cealaltă are 180 în loc de 220. N-aveam de unde să știu și nici băieții de la noi nu se pricep. Dar avem sau nu avem filul de mentenanță? N-avem. Am fi în serviciu să domnul Vici. Până la urmă, și cum e punea la? Eu sunt apa aia primăriei, a lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu. Apa este a Consiliului Local, mă. Bun. Cine îl deservește serviciul ăsta? Îl deservește cineva? Deocamdată nu știu dacă s-a semnat. Ca să la bani. Ați întrebat? Da. Așteptați răspuns. Nu știu, deci s-a hotărât în ședințele trecute să avem o firmă din mentenanță și toată lumea, majoritatea, nu știu care, a spus că nu știu ce, în ce fază este contractul, dacă s-a semnat sau nu s-a semnat cu domnul Gondoliu. Eu vorbesc de Consiliul Local Măgura, dar imediat domnul, zice că dau cuvânt. Deci noi nu avem serviciu de apă canalizare, nu avem angajați, dacă să știți. Adică nu... Vă spuneați convinciu, dar noi am o problemă cu un organigramă. Și ce vreți să fac eu? Noi trebuie să dăm ordinea priorităților. Într-adevăr, e nevoie și noi am pot sfora acolo. Dar noi avem atât de multă apă în cele două puțuri, deși la o distanță de 200 de metri se extrage apă din aceeași vară. Ca prioritate trebuie înmagazinare, noi înmagazinare și o stație care se pompeze, o stație de pompare ca să înregleze presiunea în sistem. Atât. Păcatul și domnul primar aici, că știm ce avem de făcut. Asta e normal. Nu sunăm, dar noi putem să facem o discuție noi aici, că știm despre ce este vorba. O altă problemă. Când era problema că nu se poate da pe zone, într-adevăr, era o problemă a folosirii vanelor. Că erau cuplate vanele, nu știu cum. Dar după aia eu am descoperit că alta era problema. Vana aceea, dacă lăsa deschisă, seara, noaptea, în dealul mare, pe geaba pe două. Ca să spună că e problema la vane, nu spunea că trebuia să scoale unul la 12 noaptea. Că se închide vana. Dom'le, e vorba de organizare, strucurile. De organizare. Dacă ne organizăm cum trebuie. Și ne facem o magazinare și o stație de pompare și de reglare a presiunii în sistem, vă spun eu că treaba merge. Ei, dar asta treaba nu poate să o facă nici vice, nici primarul. Trebuie un serviciu cu doi oameni care să facă treaba asta, nu? Deci așa, am vrut să intervin ca să vă spun că sunt în cunoștință de cauză. Dacă vreți, vă aștept. Ce vreți? Dacă nu am aprobat să dăm serviciile, de ce cauză și acum trenează tot la Consiliul Local? Care e motivul? Care e motivul? Este a Consiliului Local. Bun. Dumneavoastră i-ați dat spre managementul primarului să rezolvi problema. S-a rezolvat. Dacă dă cineva aici, îl întrebam, domnul primar. Da, haideți să-l întrebăm prin telefon. Și hotărâri de Consiliul Local trebuie să mai dăm ca să rezolvi problema. Dar poate de măsurile sunt făcute și nu sunt. E greu să faci asta prin telefon. În fața de proiectare. Dar am întrebat eu pe grup, acum câteva săptămâni. Este o fază de proiectare. Da. Stația de pompare. Am înțeles că stația de pompare. De pompare de la Pașca? Da. Aia e altceva. Este vorba despre că și mai era o problemă ca să ne satisfacă necesarul de apă pe zona, cum se cheamă, Osebiți, așa, până la moară, ca să ne ajungă apa, venea cu apa de la Pașca. Era o problemă care trebuia rezolvată. Ne putea informa tot doar primar. Mulțumesc. Întrebarea mea a fel următor. Sunteți de acord sau vă gândiți că este bine că de la 1 iunie până la septembrie, când e perioada asta, să se interzică udatul, adică în timpul zilei sau în timpul orelor? Ce puteți face? Doamne, noaptea nu... La 1 iulie o să veniți și o să-mi spuneți să trag un nou dată de zi apă la WC. Dar n-am înțeles. Faceți apa 15 lei, faceți apa 20 de lei, cine vrea să nu spune. Nici ăla nu spune. Stă într-o apă, nu știu. Vreau să-mi dat autorizație de construcție, să o secundă.
acum nu scris la cuvânt. Mă refer la interpretarea colegului Lucian. Sunt de acord cu Lucian. Să știți, în următoarea perioadă recentă, tot o să fie problema acum. Atâta timp cât toți cetățenii ar fi informați, își programează toate nevoile care țin de utilizarea apei. Atâta timp. Alte comune funcționează. Exact. Ideea dumneavoastră cu să interzice mutatul și asta este foarte greu de controlat. Una e să ai un program, pentru fiecare zonă. Și într-adevăr, asta ține de serviciu de gospodărie, serviciu de apă. Și acolo iarăși e o problemă. De organizare. De organizare. Aici, de fapt, e o deficiență. Deci, colegul Lucian chiar a zis, fără să nu ai informat. În primul rând, să facem o informare, eu nu cred că este complicat. Oprim pomparea, exact. În perioada între 11 după amiaza și 3 și 15, se doar se magazinează și nu se livrează către populație. Și apoi după ora, în cele două rezervoare, 3, 5 de ore ajung. Domnul Vice, să le umplem și după ora 3 dai drumul către populație. Știi care este capacitatea rezervorului din Buzdeau? Da, e foarte mic, nu știu, e 30 de metri. Păi și atunci, da, spune-ne. Este foarte mic, numai că e mic și vine din conducta de transport. Adică ce înseamnă? Se duce prin conducta de transport, unde se distribuie el? Descuce apa, iar celelalte gospodării, în loc să fie legate la distribuții, ca acolo cum era. E o singură conductă, cea o conductă care alimenta rezervorul. Se întorcea apa din rezervor prin conducta de distribuții și distribuia stânga-dreapta, stânga-dreapta. Ce au făcut ei? Au băgat apa în conducta de transport. Direct. Da. M-ați înțeles? Băgând apa în conducta de transport, nu ajunge suficientă apă în rezervor, pentru că apa pleacă la gospodării. Înțeles? Deci, dacă se desculează de să umple și rezervorul, vine apa din rezervor. Conducta de distribuție, dă afară. Dar unde să mai ducă? Da, afară de rezervor și un rezervor e propriu la... Sistemul de asta este depășit și nu poate satisface nevoile cetățenilor comunei Măgura. Deci, ascultați-mă, deci nu este, noi facem tot ce putem, adică am retubat forajul 1, l-am denisipat, am cumpărat pompe noi, deci am, domnul Brânză știe, deci avem contract cu o firmă care asigură mentenanță la clor și la așa mai departe și nu știu. Îmi cer scuze la începutul ședinței, am uitat să aprobăm procesele verbale transmise pe mail. Probabil reluăm asta, dacă sunteți de acord. Este vorba de procesul verbal 28.04.2022. Obiecțiuni? L-ați citit? Nimic? Spunem la vot? Nu este pentru. Și din cel de la 12 mai la ședința de îndată extraordinară cu cele două proiecte. Pentru? Ok, mulțumesc frumos. Declar ședința închisă.